În prima zi a precampaniei electorale pentru alegerile locale din toamna acestui an, USR a anunțat printr-un comunicat de presă întreruperea colaborării cu Plus la nivelul județului Călăraș. Reprezentanții celor două formațiuni politice se acuză reciproc de înțelegeri făcute cu alte partide. Mai multe amănunte despre această situație primim de la Amelia Giurcan, președinta Organizației Județene a USR Călăraș. Așa cum am anunțat și ieri în comunicatul pe care l-am pus și pe pagina mea și pe public, referitor la alianța pe care ieri am decis să o rupem cu colegii din Plus, deși această alianță la nivel național, atât pentru USR cât și pentru Plus, este un model aplicat cu succes în multe județe, acolo unde colaborarea dintre cele două partide are la bază onestitate și încredere, la Călăraș se pare că lucrurile, începând de la începutul acestui an, au degenerat cumva. Deși aveam anumite dubii de la începutul anului, între timp, în ultima perioadă, s-au petrecut foarte multe lucruri care au apărut și în spațiu public și care ne-au convins că, în plus, Călăraș sunt 2-3 persoane care au legături cu PSD. Și acesta ar fi fost principalul motiv al ruperii alianței. Da, știm că în plus sunt și oameni de bună calitate cu care am putut dialoga și cu care am fi putut dialoga și în momentul de față încercăm să stabilim o legătură pentru ca această alianță să mai meargă mai departe. Nu ne-am dorit acest lucru. Această ruptură vine după îndelungi discuții cu colegii din biroul județean și cu președinții de filiale locale din județ. Am hotărât că este în acest moment mai bine să mergem singuri la aceste alegeri. Dacă nu vom găsi înțelegere din partea celorlalți colegi de la Plus și dacă nu vor veni cu o soluție în cel mai scurt timp către noi. Ați făcut referire la candidați și la a merge împreună. Ce se va întâmpla în acest moment, în această situație, cu lista de candidați? Bănuiesc că aveți o listă de candidați comună. Da, deci prin protocolul semnat cu cei de la Plus, Consiliul Județean revenea USR, iar Consiliul Local revenea Plus. La Consiliul Județean nu sunt probleme, vom completa relativ repede lista de consilieri. La Consiliul Local și candidatul propus pentru primar al municipiului Călăraș ne vom reclia și vom găsi cea mai bună variantă. Aseară am avut o scurtă ședință cu colegii mei și împreună am analizat o variantă astfel încât candidatul nostru să reprezinte modelul USR, tânăr, cu experiență profesională, cu o imagine bună și care se poate reprezenta USR Călăraș în această luptă politică. Nu vom renunța la lupta pentru primăria Călăraș, vom veni cu proprii noștri candidați și pe lista de consilier local și pentru candidați la primăria municipiului Călăraș. Nu considerați că este un pic prea târziu, gândindu-mă la faptul că ruptura alianței a avut loc chiar în prima zi a precampaniei electorale? Da, așa cum v-am spus, nu a depins de noi. Au fost o serie de factori care au condus la acest lucru. Este într-adevăr foarte târziu, dar am preferat să o facem acum decât să ajungem în data de 27 septembrie, să ajungem în consilii locale, să ajungem în consilii județene și să descoperim acolo că nu ne putem înțelege, că există alte interese care nu ar reprezenta în totalitate USR și Plus. În perioada imediat următoare veți organiza conferințe de presă sau veți face public în numele candidatului pentru primăria Călăraș și nu doar primăria Călăraș, pentru toate celelalte localități? Sigur că da. Deja în județ colegii mei au început să se promoveze pe Facebook. La candidatura pentru primăria Călăraș, probabil la începutul săptămânii viitoare, vom anunța și candidatul și lista completă de consilieri. În județ, așa cum v-am spus, colegii deja au început să se promoveze. Suntem în plină campanie de promovare în momentul acesta pentru că
Această campanie electorală este una un pic atipică datorită pandemiei de COVID-19. Suntem obligați să limităm interacțiunea cu cetățenii. Vom merge mai mult pe o campanie de promovare online. Vom încerca și door-to-door, dar cu anumite condiții și cu anumite măsuri, astfel încât să nu afectăm cetățenii. Cam asta este. Da, în județ deja s-au început. Colegii mei sunt în plină campanie și conduc campania individual. Sunt în fiecare comună și își organizează campania și se fac cunoscuți. Dacă USR acuză că o parte din membrii Plus Călărași au legături cu PSD, pe de altă parte, Luminița Bob, președinta organizației județene a Plus Călărași, susține că adevăratul motiv al încetării colaborării între cele două partide ar fi refuzul unei alianțe cu PNL. Ieri, USR a emis un comunicat de presă prin care anunța ruperea alianței USR Plus la nivelul județului Călărași. Cum comentați acest lucru? Alianța USR Plus funcționează în județul Călăraș de la campania pentru europarlamentare. Am trecut prin două campanii electorale împreună cu colegii de la USR, campanii desfășurate în condiții foarte bune. Ne-am cunoscut, sunt oameni buni și la Plus și la USR. Suntem oameni care ne-am dorit o schimbare reală în viața politică a țării și implicit a județului și a municipiului Călăraș. O rupere a alianței la nivelul județului Călăraș nu face decât să ne coboare în ochii alegătorilor. Această decizie a USR-ului a venit după ce biroul județean Plus Călăraș a refuzat categoric încheierea oricărei alianțe cu un alt partid politic. Atât. Mi s-a propus o alianță cu PNL-ul, am refuzat-o și am votat în biroul județean Plus ca să nu facem nicio alianță nici cu PNL, nici cu PSD, nici cu alt partid politic și să păstrăm în continuare alianța cu USR Plus, cu USR-ul. Reprezentanții USR declară că adevăratul motiv din punctul dumnealor de vedere ar fi că o parte din membrii Plus au legături cu PSD. Asta este declarația lor. Adevărul nu este acesta. După cum ați văzut în presa care a apărut, sau ce am văzut și noi cu toții, nu membrii Plus au legături cu PSD sau au avut legături cu PSD. Este ușor să acuzi fără să ai dovezi. Am să vă adresez aceeași întrebare pe care am adresat-o celor de la USR. Nu este un pic cam târziu, prea târziu, cam prima zi de campanie să apară această informație care destabilizează atât alianța USR Plus, dar mă refer la candidați. Ce veți face cu candidații în această situație? Asta vom vedea în continuare, în zilele următoare, până vineri vom stabili și la nivel județean și la nivel local. Da, este foarte târziu. Și este, poate asta s-a dorit de fapt. O ultimă întrebare, doamna Bob. Colegii de alianță v-au anunțat înainte să facă public acest comunicat sau pur și simplu ați aflat informația din mediul online? Da, ne-au anunțat pe mail-ul filialei Călăraș. Ne-au anunțat cu câteva minute înainte de a o posta pe Facebook.